Alo, da. Ce faci, Pitbull? Bine, Pitbull. Bă, urgent la mine că avem ședință. Bine, Pitbull. N-ai plecat? Ba da. Alo. Pitbull. Pitbull. Băi, îmbrăcarea și la mine la ședință. Oh, frățică, iară. Băi, ai comentat? Nu, da, să trăiți. Așa. Haideți înăuntru, bine ați venit, stați jos! Dar pentru cine ai chemat iară, mă, frățică? O să vedeți, o venit coptilul, intră! Ce faci, Pitbull? Bine, Pitbull! Băi, coptile, vezi că eu ție nu-ți permis să vorbești așa, clar? Numai noi avem voie! Dar de ce, Pitbull? Băi, dar cum vorbești? Vezi că te plezesc! Pst! Stai jos! No, dar nu trecem odată la subiect. Ba da. Dragi prieteni, v-am adunat aici ca să nu fim împrăștiați. Am venit în mijlocul vostru pentru că voi nu puteți veni în mijlocul meu. Așa, și? Bun. Băieți, astăzi e o zi foarte importantă în viața mea. Ai vândut trabantul? Băi! Vezi că te lovesc! Am intrat la facultă la buget. Este! Bravo, frățică! Gură, băi! Că eu știu de ce vă bucurați! Că scăpați de mine! Dar de acum trebuie să vă descurcați singuri! Ungure, tu speli vasele zilnic, guștere tu faci curat și îl duci pe copii la școală! Că eu n-am vreme, clar? Dar unde ai intrat, frățică? Facultatea de cunoștințe despre natură, ha? Wow! Da! Trebuie numai să văd la cât începe festivitatea! Dar voi nu stați și vă uitați! Mere și luați în flori! Dică aia! Universitatea Popa Japca, bună ziua! Să rămână! La cât începe festivitatea? La ce secție sunteți? Cunoștințe despre natură! Aha! Cum vă numiți? Frățică! Un moment! Domnul frățică... Da, din păcate secția dumneavoastră s-a desființat de anul acesta. Se pare că ați fost singurul candidat. Nu cred, bă! Nu cred!